an de sacrificiu, un an plin de muncă, un an cu bune, cu rele. Este important că, că ne-am adjudecat promovarea matematică cu două etape înainte de final. Cred că am demonstrat cine este cea mai bună echipă a seriei. Un campionat se câștigă prin constanță. Cred că am dovedit că nu că suntem cei mai buni. A fost un accident acasă care s-a întâmplat, dar cu multă muncă și multă determinare am trecut peste și ne-am adjudecat această promovare mult dorită de toată lumea, în primul rând de noi, în primul rând suporterilor noștri, să dedicăm această promovare care a venit în număr foarte mare să ne susțină. Este o bucurie care se merită pentru că a fost un an de multă muncă și nu se putea să ne ratăm obiectivul. Este un sentiment foarte frumos și acum trebuie să ajutăm ca și o echipă și să câștigăm și ultimele două meciuri pe care le vom juca. Da, a fost nu știam despre această lucrurile, a fost o surpriză de partea tuturor celor care ne susțin și ne-au adus șampania. Este bucuria mult noastră și trebuie să acum putem să ne bucurăm și să sărbătorim pentru că promovarea este adjudicată. Am văzut că succes la fete, în majoritatea meciurilor au venit fetele să ne ajute. Este un lucru bun pentru că li se dă șansă și femeilor să facă parte din acest sport. Noi trebuie să ne concentrăm, să ne vedem de lucrurile noastre și trebuie să ne intereseze pe noi ce trebuitează, trebuie să ne intereseze ce trebuie cum trebuitează, care trebuie să ne partim să câștigăm de fiecare dată. Da, suntem foarte fericiți. Astăzi am obținut promovarea matematică. Ne doream cu toții de 3-4 etape, ca să zic așa, să fie toată lumea fericită și să ajungem în maxim într-un an în Ligante, acolo unde ne dorim cu toți. Și noi, atât noi cât și suporterii aceștia minunați, care ați văzut, au făcut o atmosferă incredibilă la un meci de Liga 3. Fericit, pot să zic că fericit. Dar mai avem să promovăm Liga 2 în Liga 1 și atunci pot să spun că am împlinit, ca să zic așa. Cum de făcut o petrecere la mare de club, la șampania în Roabă? Da, sincer nu știam nimic, am rămas surprins așa puțin când am văzut Roabă că vine la Vestia și a fost frumos. Frumos, care ai echipele mele acum, am spus și de asta. A meritat, da, păi suntem foarte fericit, cum am spus că am obținut promovarea matematică. Însă mai avem două meciuri care trebuie să tratate cu aceeași seriozitate, ca să zic așa ceva. Nu trebuie să ne facem de rău sau să ne dăm motiv acestare, să spun că a fost mai bine decât noi și un președinte care constată că în momentul ăsta scopul a fost îndeplinit, acela ca petrolul să nu moară, un președinte care e conștient că urmează greu. Pentru că Liga 2 este cu totul altceva. Suntem conștienți de treaba asta, ne gândeam din Liga 4 în discuțiile noastre că Liga 2 va fi altceva și vom face tot ce ține de noi, așa cum am făcut și în Liga 4 și în Liga 3, ca această echipă să meargă cât mai sus, în cel mai scurt. Campania în Roabă și scumpă? Da, a fost o ironie, ce să vă zic. Un moment fericit pentru noi, un moment al unei munci depuse de-a lungul a 2 ani. Mergem mai departe. Ai misiune grea, trebuie să faci echipa de Liga 1? Trebuie să facem, v-am spus, suntem conștienți de treaba asta. Avem planificat toate aceste lucruri, pentru că e normal să fie așa. Petrolul este o echipă care trebuie să existe întotdeauna prin planul fotbalului românesc. Înainte de meci, i-ați, să zic așa, adus în atenția publicului pe cei de la Tricolorul. Ei au reușit eventul după doar 3 ani de la promovare. Voi reușiți și voi același lucru? Da. Poate să Am vorbit cu băieții și le-am spus să mă invite în momentul în care vom câștiga noi titlul să ne felicite ei. E normal, îi felicit și pe această cale, un lucru pentru ei, un lucru pentru orice echipă din sportul prahovean și mi-aș dori ca în sportul prahovean să existe cât mai multe echipe care să facă performanță.